Sunt Cristian Alexandrescu și vă salut și bine v-am regăsit, bun prieten. Din îndelugata noastră istorie medievală, niciun personaj nu a stârnit controverse atât de mari ca Alexandru Lăpușnean. În general, din cauza operei lui Costache Negruți și a cronicii lui Grigore Ureche, domnul moldovean a rămas posterității drept un tiran și un însetat de sânge. Alexandru Lăpușneanu. Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Alexandru Lăpușneanu a fost domn al Moldovei, domnind între septembrie 1552, 18 noiembrie 1561 și octombrie 1564, 9 martie 1568. Figura sa a fost popularizată de scriitorul Costache Negruți, care l-a imortalizat în novela Alexandru Lăpușneanu, atribuindu-i celebrele fraze: de mă voi uscula pre mulți am să popesc și eu, și dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Alexandru Lăpușneanu a fost fiul nelegitim al lui Bogdan al III-lea cu Anastasia doamna și se numea înainte de domnie Petrea Stolnicul. A fost ridicat la domnie prin puterea poloneză, detronându-i pe domnitorul Ioan Joldea 1552. A fost proclamat domn în Polonia la Trembovla, azi localitate în Ucraina apuseană, denumită Terebovlea. A fost de două ori domn al Moldovei, dar cu excepția unor date istorice, din perioada sa există extrem de puține informații din timpul în care s-a aflat pe tron. Personajul istoric l-a inspirat pe scriitorul Costache Negruți să scrie capodopera literară Alexandru Lăpușneanu, folosindu-se de informațiile lăsate de Grigore Ureche în letopisețul țării Moldovei. Cunoscut mai degrabă din novela istorică de mare succes a lui Negruți, domnitorul Alexandru Lăpușneanu a fost una dintre figurile proeminente ale istoriei. De altfel, Costache Negruți i-a atribuit în capodopera sa literară celebrele cuvinte: dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Prima domnie întreruptă de un grec. Alexandru Lăpușneanu a fost de două ori domn al Moldovei. Primul mandat s-a consumat în perioada septembrie 1552-noiembrie 1561, revenind apoi pe tron în martie 1563 pentru încă 5 ani. Așadar, prima perioadă a durat 9 ani și a fost întreruptă de un grec pe care l-avea la curte, intrigantul Iacob Eraclide, supranumit și despot, care își dorea neapărat să ajungă pe tron. Acesta l-a învins Lăpușneanu la Verbia, județul Suceava, instalându-se pentru puțin timp în fruntea Moldovei sub numele de despot vodă, fiind înlocuit din funcție ulterior cu Ștefan Tomșa, care nici el nu a rezistat prea mult, Lăpușneanu întărcându-se pe tron în 1563 cu sprijinul turcilor. Și-a schimbat numele de 5 ori. Fiul nelegitim al lui Bogdan al III-lea și al Anastasiei din Lăpușna, cel pe care istoria îl consemnează sub numele de Alexandru Lăpușneanu, era cunoscut la momentul venirii sale pe tron sub numele de Petre Stolnicul. Ulterior și-a schimbat numele de Petre în Alexandru, apoi în Petre Alexandru, pentru ca mai târziu să se oprească la Alexandru. Potrivit istoricului Nicolae Iorga, domnul Moldovei și-a schimbat din nou numele în Pahomie, cu puțin timp înainte de a muri, când a cerut să se călugărească. Iar la mănăstirea Slatina, pe care a ctitorit-o, pe piatra sa de mormânt scrie Pahomie, care s-a strămutat din viață de aici la veșnicele lăcașuri și a fost îngropat aici în ctitoria lui cea nouă în anul 7076, 1568, luna Maiu, ziua 5. Acest fapt este confirmat și de istoricul Constantin Cegiurescu. Domn controversat. Potrivit lui Grigore Ureche, în letopisețul țării Moldovei, renumele lui Lăpușneanu era unul de om crud, exemplificând uciderea celor 47 de boieri. Și o chematul preobiceiul boierilor la curte, care fără nicio grijă și de primejdie ca aceea negăsindu-se, dacă au intrat în curte slujitorii după învățătura ce au avut, închis-au poarta și ca pe niște lupi într-o turmă fără de niciun păstor, au intrat în trânsii de iznopia și injunghia, nu numai boierii, ci și slujitorii. Nici alegea pre cei vinovați, ci unul ca altul, îi puneau sub o sabie, cădea mulțime, disfreză brele, săria afară, deci frângea picioarele. Și-au pierit atunci 47 de boieri fără altă curte, ce nu s-au băgat în seamă. Și așa, după atâta nedumnezeire, îi păria că și-au răscumpărat inima. Scrie Grigore Ureche. Cronicarul încurcă acest eveniment cu altă execuție făcută de Mircea Ciobanul în Țara Românească. Referindu-se la atitudinea domnului din Moldova față de boieri, Nicolae Iorga susținea că acesta a fost influențat de chiajna cumnata sa, doamna lui Mircea Ciobanul, cunoscută pentru duritatea ei.
După alți istorici, cum este Constantin Cegiurescu, Lăpușneanu nu ar fi fost atât de sângeros, iar cei 47 de boieri de care se face vorbire în Letopiseț sunt de fapt 12. Alexandru Lăpușneanu revine pe tron în 1563 cu sprijinul turcilor, dar înainte de acest moment, cel care conducea Moldova, Ștefan Tomșa, a trimis mai mulți boieri să-i transmită lui Lăpușneanu că țara nu-l vrea înapoi pe tron. A fost momentul când Lăpușneanu a rostit celebrele cuvinte: de nu mă vor, eu îi voi upre ei, și de nu mă iubesc cu, eu îi iubesc cu predânsii și tot voi merge, ori cu voie, ori fără voie, după cum conținează cronicarul Grigore Ureche, care îl notează în cronicile sale cu numele simplu Alexandru. Cercetătorii cred că Lăpușneanu este doar o poreclă provenită de la satul copilăriei sale, Lăpușna, iar titulatura oficială de Lăpușneanu datează din secolul al XVII-lea, la mult timp după moartea sa. După reluarea domniei lui Lăpușneanu, principalii vinovați au emigrat în Polonia. În aceste condiții, domnul moldovean îi scrie lui Sigismund August să-i pedepsească pe vinovați, iar pe cei nevinovați să-i trimite în Moldova. Regele Poloniei, presat și de poartă, îi execută pe Tomșa, Moțoc, Spancioc și Cristea. Aceștia au fost omorâți sub pretextul că l-ar fi omorât pe Dimitrie Viznievski, un alt candidat la tronul Moldovei. Chiar dacă a curățat țara de boieri, a doua domnie a lui Lăpușneanu a fost grea, întrucât boierii pribegi susțineau diferși candidați la scaunul Moldovei. În 1565, un pretins fiu al lui Petru Rareș a fost susținut de 200 de boieri. În 1566, un alt pretendent, Ștefan Mâzgă, nutrește pretenții pentru tron. După ce acesta a fost învins, boierii moldoveni au susținut alți pretendenți: Albert Pascu din casa Piasețchi, Gavril Hânsarul și așa mai departe. În ciuda aparențelor, au existat și boieri care l-au susținut pe Alexandru Lăpușneanu, ceea ce dovedește odată în plus că acesta nu era un sadic însetat de sânge, ci doar un domn dur care dorea cu orice preț să-și păstreze tronul și să-i pedepsească pe trădători. Cel mai mare susținător al domnului moldovean a fost boierul Crăciun, care a rămas fidel lui Lăpușneanu și în timpul în care Moldova era condusă de despot Vodă sau Ștefan Tomșa. În concluzie, se poate afirma că relația dintre Alexandru Lăpușneanu și boieri a rămas tensionată pe tot parcursul domniei acestuia, atât din cauza autoritarismului domnului, cât și din cauza dorinței boierimii de a-l controla pe domn. Mulțimea de pretendenți veniți din țările vecine au amplificat și mai mult această relație, culminând cu uciderea în masă a boierilor bănuiți de hiclenie. Totuși, Alexandru Lăpușneanu nu poate fi acuzat de sadism sau sete de sânge. De ce i s-a spus cel bun? Despre Alexandru cel Bun, istoricii spun că a fost primul mare domnitor al Moldovei. Titulatura de cel Bun nu figurează deloc în timpul domniei sale, ci s-a ales cu ea după moarte, aceasta având legătura cu faptul că în lunga sa domnie de peste 30 de ani a știut să stea departe de conflicte, calitățile sale indiscutabile de mare diplomat fiind recunoscute de toată lumea. Potrivit letopisețului lui Grigore Ureche, în vremea domniei sale se spunea Alexandru Vodă cel Bătrân, fiind primul din neamul bogdăneștilor care a purtat nume de botez grecesc. Despre Alexandru cel Bun nu se cunoaște cu exactitate anul în care și-a început domnia. Unii istorici apreciind că acesta s-a urcat pe tron pe 23 aprilie 1399, istoricul Ciuhodaru, în timp ce pentru data de 23 aprilie 1400 se pronunță istoricii Sacerdoțeanu și Ștefan Corovei. Cert este că primul act găsit de la începutul domniei lui Alexandru cel Bun datează din 29 iunie 1400. Domnia sa lungă s-a suprapus unei perioade caracterizată în special prin pace. Fiind considerat un politician extrem de abil pentru acele vremuri turburi, fiind extrem de apreciat pentru că a știut să mențină tot timpul un echilibru între marile puteri de atunci, Polonia și Ungaria. S-a impus ca domn autoritar și a reușit să grupeze și să țină strâns unită în jurul său o boierime neastâmpărată și mereu dornică de schimbări politice. Alexandru a știut să folosească în avantajul țării sale contradicțiile dintre statele vecine, și faptul acesta i-a dat posibilitatea de a se impune în politica europeană. A fost dușmanul aventurilor nechipzuite, a iubit mai mult pacea și a urât războiul, fără a înjosi prestigiul proprii sale țări, scrie istoricul Cicodaru. Iașul îi este recunoscător. Despre Alexandru Lăpușneanu se știe că a fost domnitorul care a mutat capitala de tron de la Suceava la Iași. Prin această mutare, Lăpușneanu urmărea apropierea țărilor române de hotarele Imperiului Otoman.
Dat fiind faptul că în timp politica față de Polon s-a schimbat, mutarea capitalei la Iași a fost una binevenită, deoarece polonezii încep o lungă campanie de pustiire a nordului Moldovei, lansând deseori acele podgheazuri, în scop de jaf, ori Suceava nu mai era în măsură, din cauza poziționării geografice, de a asigura protecție împotriva invaziilor. Iașul fiind mai fericit, totodată mai ușor de apărat de către noi aliați ai Moldovei, anume turcii, incluzând serviciul lor rapid de intervenție, tătarii. Cronicarii consemnează că la Iași s-a sărbătorit în 1566 urcarea pe tron a sultanului Selim al II-lea, fiul lui Suleiman, pe care moldovenii l-au ajutat la campaniile din Transilvania împotriva austriecilor. Așadar, ridicarea Iașului la rang de capitală îi aparține lui Alexandru Lăpușnean. Călugărit fără voie? Același cronicar i-a atribuit și alte cuvinte celebre lui Lăpușneanu: de mă voi uscula, pe mulți am să popesc și eu, contextul în care a spus respectivele cuvinte fiind redat și în novela lui Negruț. Potrivit lui Ureche, călugărirea lui Lăpușneanu s-ar fi făcut într-un moment în care se afla pe patul de moarte și își pierduse cunoștința. Trezindu-se însă din mor și văzându-se călugăr, domnul ar fi zis că de se va scula, va popi și el pe unii. Este greu de apreciat dacă lucrurile au stat așa sau nu, existând puține informații din vremea aceea. A urmat la tron fiul său. Bogdan Lăpușneanu a fost domn al Moldovei între martie 1568 februarie 1572. Urmează la tron după uciderea tatălui său, Alexandru Lăpușneanu, fiind în vârstă de numai 15 ani. Tutore i-a fost mama sa, Ruxandra Lăpușneanu. Bogdan a fost partizan politic și aderent personal al polonezilor, față de care încheie tratate de supunere și se și înrudește cu aceștia. Purtarea lui ne mulțumește pe boierii țării în frunte cu Ieremia Golia Cernăuțeanul. Aceștia se temeau mai ales de introducerea catolicismului. În momentul prinderii și închiderii lui Bogdan de către un nobil polonez cu care se certase, boierii se plâng la poartă, iar acesta îl numește domn pe Ioan Vodă cel Viteaz în mai 1572. Încercând zadarnic să mea tronul cu ajutorul polonezilor, alungat și rătăcind pe la toate curțile europene, a murit în iulie 1574 la Moscova. Soția voievodului, doamna Ruxandra Lăpușneanu, născută în 1538 la Suceava, decedată pe 12 noiembrie 1570 la Iași, a fost și regenta fiului ei, Bogdan Lăpușneanu. Fica lui Petru Rareș și a doamnei Elena s-a căsătorit cu voievodul Moldovei Alexandru Lăpușneanu în ianuarie 1556. În acest an s-a cununat cu doamna Ruxandra în anul 7064-1556, luna întâia, epitaf Mănăstirea Slatina. Dar primul lor copil, Bogdan, s-a născut înainte de acest eveniment, în 1554. După alungarea lui Lăpușneanu din prima domnie de către o pretinsă rudă a doamnei, despot Vodă, a fost trimisă o vreme cu copiii la Chiajna, sora ei. A făcut intervenții la Constantinopol în favoarea soțului ei, trimițându-și oamenii prin divanul sultanului în vederea obținerii unei noi domnii. După reușita acestei acțiuni, a pornit la 6 noiembrie 1563 spre Moldova. Foarte bolnav, Alexandru Lăpușneanu a numit cu acordul sfatului domnesc pe fiul său Bogdan ca domn cu drepturi depline la 9 martie 1568, el călugărindu-se cu 3 zile înainte de survenirea morții. Grigore Ureche, bazându-se pe tradiție, afirmă că Ruxandra, doamna sa, temându-se să nu mai pață mai rău decât alții, l-au otrăvit și au murit. Am nedovedit și neverosimil, având în vedere că Alexandru Lăpușneanu cedase tronul de bunăvoie. La o vârstă fragedă de doar 14 ani cât avea noul domn, frâiele țării au fost preluate de mama sa, care a condus până la moarte, după cum afirmă același Grigore Ureche și călugărul Azarie, biograful oficial al domniei lui Alexandru Lăpușneanu. Era o cârmuitoare a domniei mama lui, Ruxandra, iar îndrumători erau Gavril Logofătul și Dimitrie Hadmanul și doamna cârmuitoare peste toți. Căci era cu minte de bărbat, cu suflet mare, împodobită cu înțelepciune. Împreună, fiul și mama au stăpânit 2 ani și 9 luni, Azari. Foarte pioasă, a întreținut cu sume mari mai multe mănăstiri de la muntele Athos, Zografu, Dohiariu sau Caracalu. A murit răpusă de boală la doar 32 de ani, fiind înmormântată la ctitoria soțului său, Mănăstirea Slatina, unde apare pictată în tabloul votiv, purtând coroana voievodală împodobită cu pietre scumpe. Descendenții lui Alexandru Lăpușneanu. Cu Ruxandra a avut mai mulți copii. Pe aerul dăruit la Mileșevo, Serbia, sunt brodate
numele voievodului și al doamnei, precum și cele ale prea iubiților feciori Bogdan și Petru și Constantin, și fiicele lor, Angelina și Tudora și Kneajna și Teofana și Martina și Trofana și Nastasia. Un alt fiu a fost Ștefan, stabilit în Rusia. Într-un act din aprilie 1559 sunt amintiți încă doi feciori, Ionașco, Ion și Mihail. Fiii legitimi au fost Aron, tiranul, și Petre, cazacul. Ambii au domnit în Moldova spre finele secolului al XVI-lea. Moldova în timpul lui Alexandru Lăpușnean. Alexandru Lăpușneanu a păstrat relații comerciale bune cu Transilvania, unde avea cetatea Ciceu. Din Veneția veneau pictori pentru zugrăvirea mănăstirilor sale, Slatina și Pângăraț. Cu banii săi a împodobit bisericile de la Muntele Athos și cea ortodoxă românească din Liovul Poloniei, pe care a înzestrat-o cu vase, odăjde, icoane și clopote. Pisania Bisericii Ortodoxe din Liov îi amintește numele pe acela al doamnei și a patru dintre copiii lor și poartă data de 7067-1559. La Mileșevo, Serbia, a dăruit un aer, aer însemnând văl, de obicei ornamentat cu imaginea lui Hristos mort, cu care se acoperă vasele liturgice, brodat cu fir datat 6 august 1567. A ctitorit măsirea Socola, pe care a înzestrat-o în 1557, cu tot teritoriul din jurul ei. Călugărul cronicar Eftimie preamărește domnia lui Lăpușneanu. Aceste binefaceri veneau cu urmarea pocăinței lui după multele păcate săvârșite. Ruxandra Doamna a fost ctitorul bisericii Precista, perecătură a unui evanghelier de la Pudna, folosind, cum se citește în inscripție, argintul cel vechi de la bătrânul Ștefan Voievod. A doua domnia lui Lăpușneanu este povestită în novela omonima lui Costache Negruț. Tot Lăpușneanu a mutat capitala țării de la Suceava la Iași în 1564, când din ordinul turcilor a trebuit să dărâme cetatea de scaun a Sucevei și să-și mute reședința la Iași. Tot din timpul glorioasei sale domnii datează și organizarea administrativă a țării, izvoarele istorice menționând că la încheierea domniei s-au organizat mai multe unități administrative, numărul ținuturilor fiind de 24 în anul în care a murit. Practic, domnitorul a dat autonomie totală orașelor, iar cetățenii acestora puteau astfel să-și aleagă structurile de conducere. Istoricii spun că una dintre cele mai mari realizări ale domnitorului Moldovei a fost recunoașterea Mitropoliei Moldovei de către Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului. Așa se face că la 26 iulie Iosif Mușat, din familia Mușatinilor, este recunoscut primul mitropolit al Moldovei. Din cronicile păstrate de la Grigore Ureche se menționează că Alexandru cel Bun este fondatorul dregătoriilor, în sensul larg al cuvântului, fiind practic un fel de înalți funcționari care îndeplinau sarcini din poruncă domnească. Din vremea lui Alexandru cel Bun datează termenii de logofot, șeful de cancelarie domnească, vornic, membru al sfatului domnesc, spătar, comandant al armatei sau vistiernic, ministru de finanțe. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și sunt bucuros că am răsfoit câteva file de istorie românească împreună. Vă urez multă sănătate. Pe curând!